Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Tema de astăzi sper să fie una care vă interesează cu adevărat și nu poate fi altfel pentru că în noi toți zace setea de minune, setea de miracol, știm că e posibil, nu ne explicăm evident lucrurile până la capăt, nici nu avem cum de vreme ce minunea surprinde și ne surprinde într-o lume în care există niște legi foarte limpezi legile naturii, dincolo de ele, evident, consecințele lor. Cu toate acestea, istoria umanității înregistrează minuni. Evident, vorbim despre minunile din sfera creștină, vorbim despre minunile consemnate în Sfânta Scriptură, despre minune și dificultatea de a o vedea cu adevărat. Pentru că există minuni cu adevărat, reale, însă discrete. Nu spectaculoase. În general, spectaculozitatea nu este un apanaj al minunii reale, al minunilor făcute de Hristos, cu câteva excepții, firește. Așadar, despre minune și miracol vom distinge și, din, și între aceste două cuvinte. Am deosebita bucurie de a vorbi cu un invitat constant care ne face onoarea să să ne întâlnim atunci când ajunge în București. Este vorba despre domnul profesor universitar Nicu Gavriluță de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Așa cum știți, specialist în zona sociologiei, sociologia religiilor, filosofia religiilor, filosofie în general. Bine ați revenit, domnule profesor! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Ca ne întâlnim pe marginea unei teme pe care amândoi o percepem interesante și nu doar interesante, chiar răscolitoare din anumite puncte de vedere. A fi martorul unei minuni este ceva copleșitor. Sunt oameni care au văzut minuni în viața lor, inclusiv dintre contemporanii noștri. Mm -hmm. Minunile nu trebuie izolate într-o dimensiune exclusivă a trecutului. Minunile există și ele există. Dacă veți putea dumneavoastră dezvolta, el există pentru că lumii reale, concrete, fizice, căreia noi îi aparținem, îi corespunde la fel de concret și real o lume a Transcendentului, o lume a Nevăzutelor, o lume a Spiritului mm -hmm. și intersecția dintre cele două lumi, de obicei, este foarte generoasă cu minunile. Sfânta Scriptură înregistrează ca revelație așternută în scris, foarte multe minuni. Pe dumneavoastră, ce anume vă preocupă în calitatea pe care o aveți de cercetător și analist al fenomenului sociologic, religios, când e vorba de minune? Păi mă preocupă să înțeleg ceea ce omenește se poate înțelege cu privire la... Hierofaniile sacrului cu privire la fenomenologia unor minune, adică modul în care ele, ele sunt percepute în viața noastră, în viața unui grup, a unei comunități, a unei societăți, și mai ales modul în care ele rămân în memoria, nu doar afectivă, ci memoria istorică a oamenilor, fiind aceste amintiri ale unor minuni. Speciale transmise în timp din generație în generație. Apoi, mă mai preocupă ceva, ca om care lucrează direct cu tinerii, discută cu studenții, ține conferințe în spațiu public. Mă preocupă și interesul oamenilor pentru ceea ce este deosebit, pentru prezența nevăzutului în lume. Unii dintre ei sunt generoși și curajoși și au, au, să spunem, această tendință, această dorință arzândă de a vorbi despre minunile care li s a întâmplat lor la un pelerinaj, la Sfânta Paraschiva sau într-un moment foarte greu al veții când erau bolnavi, medicul nu găsea un diagnostic eficient și oamenii aceia au fost salvați. Alții, din potrivă, sunt discreți, nu doresc să vorbească. Deci mă interesează și modul cum oamenii percep aceste minuni. Și mai ceea ce dumneavoastră a spus foarte bine. Minunile au existat, există și vor exista în creștinism, în toate marile religii ale lumii, sunt atestate de către specialiști în istoria religiilor, cei care se ocupă de știința a religiilor, de la etnografi, antropologi până la istorici și, să spunem, filozofi, și oameni de știință mai nou, ceea ce mi se pare realmente interesant. Și atunci încercăm cumva să înțelegem neînțelesul, să ne apropiem de inefabilul unei minuni, atât cât omenește, repet, este posibil. Aceasta este, să spunem, situația din ceea ce mă privește, raportarea mea la toate acestea. Și mai e un aspect important. Sunt oameni și am să-l subliniez foarte bine, care așteaptă ceva neobișnuit să se întâmple în viața lor, așteaptă o minune sau într-un registru, să spunem, mundan desacralizat, un miracol pentru a deveni religioși pentru a se converti, să spunem, de la ateism la credința religioasă. O eroare, în general. Ceea ce este o mare eroare, în general, și pentru fiecare în parte, pentru că, în cazul acesta, tu soliciți dovezi și dacă în baza unor dovezi devii credincios, tu devii de fapt credul, ești un om credul, știm foarte bine și putem da exemple din istorie în acest sens. Așadar, oamenii veritabili, credincioși, care au trăit aceste minuni, de cele mai multe ori le trec sub tăcere. Nu vorbesc, sau dacă vorbesc, nu vorbesc în fața oricui despre ele. Și eu cred că este decent și de bun simț așa ceva. Pe de altă parte, avem o literatură întreagă, creștină, o literatură hagiografică, sunt istoriile sfinților care atestă foarte, foarte mi multe minuni și putem să le detaliem și noi. Ele sunt mult mai numeroase decât sunt unii tentați să creadă. Istoria creștinismului, pentru că ne oprim în primul rând la el, este o mm -hmm. istorie inclusiv memorială din punctul acesta de vedere. Sunt înregistrate, descrise, minuni incontestabile. Firește că apare și tentația, tentația aceasta a minunismului, care e cu totul altceva. Sunt și oameni care Văd de exemplu într-un dovleac spart o cruce. Asta nu e o minune sau într-un copac un semn. Să nu mergem deci în zona derizoriului când e vorba despre minuni. Mi-a atras atenția ceva foarte important când ați vorbit anterior, anume că există oameni care așteaptă ca și cum asta ar trebui să facă o minune pentru a crede. Da. Este exact prelungirea mentalității martorilor răstignirii a acelor uh, conducătorii evrei care îl somau pe Hristos să coboare de pe cruce pentru a crede. Exact asta au spus. Coboară de pe cruce și vom crede în tine. De ce n-a făcut-o? E o întrebare deja uh, obosită, ca să spun așa, întrucât miracolul care constrânge credința este total dezavuat în creștinism pentru că suprimă libertatea. Ori, exact. fără libertate, credința nu e valoroasă, nu te ajută cu nimic să crezi anumite lucruri doar pentru că le vezi. Exact, și sunt cuvinte importante. Mai fericit cei ce n-au văzut și au crezut. În sensul acesta, cred că ar merita să avansăm discuția importanța libertății atunci când e vorba de contactul cu minune. Este o valoare fundamentală în creștinism și în alte religii, libertatea. Și libertatea te pune în situația de a face față unor ispite și de a ține la distanță credulitatea. Să iau și eu un exemplu neotestamentar. Atunci când diavolul îl ispitește pe Mântuitor, nu? Uh, în, pustiu. în pustiu exact să se arunce să transforme să dea oamenilor știm bine să dea oamenilor mâncare să dea oamenilor circ și hrană pentru ca ei să fie mulțumiți, și după ce vor fi mulțumiți și vor vedea acest miracol al transformării, a apariției pâinilor în mod miraculos, a vinului, a aruncării de pe zidului și a supraviețuirii, atunci ei vor crede și îl vor urma. De fapt, era o ispit demonică, exact. pentru că era din partea diavolului, menită să-l facă pe Hristos să anuleze libertatea omului. Da. Și Dostoievski știm cu toții, nu avem cum să nu o amintim, în primul volum din Frații Karamazov reia prin parabola aceea Marelui Inchizitor, întâlnirea dintre Isus Venit a Doua da. Oară și Marele Inchizitor, această idee și spune că, în ultimă instanță, oamenii care doresc pâine, circ și vin și distracție și putere și, putere și tot ce -ți oferă această lume nu sunt oameni care să creadă cu adevărat și nu au libertatea. Dacă ar avea un în sufletul lor, n-ar suporta-o, ar căuta în secunda doi pe cineva în fața căruia să îngenuncheze și să le ofere această libertate, această imensă povară a libertății lor, cui acestor stăpâni ai lumii mundane, nu acestor împărați, regi, despoți, mă rog, persoane autoritare, știm din istorie, și ei să facă ce doresc cu libertatea oamenilor. Un om credincios este un om liber. Nimeni nu ia libertatea interioară, libertatea alegerii. Alege, își asumă consecințele a ceea ce alege. Crede cu adevărat, tocmai pentru că nu a văzut și nu are nevoie de dovezi. Sigur că, uneori, având această credință ferventă în viața ta, se poate întâmpla ce ceva neobișnuit. Dar acel ceva neobișnuit, acea minune până la urmă confirmă că ai ales în mod liber calea autentică, ai ales calea adevărată. Deci valoarea libertății merge împreună cu valoarea aceasta a credinței. Aș ca că separat. atunci când Dumnezeu nu se lasă provocat să facă minuni, exact în același moment se poate spune că El respectă profund libertatea omului. A refuza să provoci un circ doar pentru a atrage atenția asupra mm -hmm. ta, și la nivel uman, este un lucru cu adevărat important. Dacă e să ne gândim la spațiul biblic, un spațiu istoric, da. geografic, din toate punctele de vedere real, să ne amintim când face Hristos minuni, care e contextul în care le face. Întotdeauna e împresurat de discreție și mai ales ne reține atenția cuvântul. Credința ta te-a mântuit. Credința omului liber, nu credința omului constrâns să mm -hmm. creadă. Mm -hmm. Deci, credința ta te-a mântuit. Și mai ales, adaugă, mergi și nu spune nimănui ce s-a întâmplat. Hristos nu caută publicitate, nu caută atragerea atenției prin miracole, niciodată. Ceea ce ne face să ne gândim. Că și astăzi se petrec minuni, prin credință, desigur, de vreme ce credința le atrage, și e important, dar rămân cumva ă, greu de descifrat, rămân tainice. Sunt oameni, cum spuneți, pe patul spitalului, da. care sunt în ochii medicilor, și medicii mărturisesc adesea despre lucrurile acestea. Așadar, care e contextul ideal în care putem? intui că se poate petrece o minune. Contextul ideal în care putem intui că se poate petrece o minune este contextul propriei noastre lumi interioare, a singurătății în sensul cel mai înalt și nobil posibil, asumate. Adică în intimitate, atunci când suntem noi cu noi înșine, înțelegem la un moment dat că o întâlnire cu un om o întâmplare anume, în sensul care îl dădea Ilia de întâmplări, adică fapt real care a avut loc aici, în timp și în istorie, toate acestea ne-au schimbat viața au avut ceva semnificativ în ele și deosebit. De fapt, întâmplarea nu e întâmplătoare. Deloc nu este întâmplătoare. Uneori este, cum bine a spus Andrei Pleșu și alți autori, este destinală. Adică mișcă și transformă ceva fundamental Ia vine în viața din, din latină, noi. in templum. In templum. Ceea ce ar trebui să spună multe. Spune multe ca să ducem mai departe ideea aceasta. In templum însemna ceea ce se desfășura în templu sau în afara templului, nu o liturgie, un ritual, dar în legătură cu templu. Sigur. Deci nu le putem separa. Era un spațiu profan. Profanul are legătură cu sacrul, evident. Ceea nu ce putem indică sensul. Către. De aceea o întâmplare nu trebuie privită superficial, Bun, ci ca un semn. Ci ca un semn. Mai mult decât atât. Uh, Mircea Iliade, ca să mă întorc la el, scrie așa în oceanografie și apoi în fragmentarium îmi relua ideea și în interviul cu Claude Henri Roquet în 1978 îmi aduc aminte acum pe moment că deseori minunile din viața noastră nu iau chipul pe care noi îl așteptăm. Exact. Nu sunt ceva senzaționale, eu știu, uluitoare, care să ne pună în situația să încremenim, să înlemnim, să nu vedem așa ceva. Așa cum minunea minunilor, venirea lui Hristos, nu era deloc așteptată în forma în care s-a consumat, de yes. către evrei. Da. Și în cazul nostru, Dumnezeu, sigur, nu ne-a uitat, nu ne-a părăsit, lucrează în lume, dar nu lucrează în modul în care noi așteptăm. Minunea Dumnezească nu este obligată să ia chipul pe care noi îl dorim. De aceea, suntem invitați să-i descoperim prezența în întâmplări cotidiene, în fapte deosebite, în lectura unei cărți memorabile, în lectura unei poezii realmente profunde care te face să trăiești și să vibrezi, să ai o emoție specială, apropo și astăzi și în zilele următoare. Trebuie să fim permanent atenți la faptul acesta cultural și la semnificațiile lui în viața noastră și atunci poți regăsi acolo minunea. Pe de altă parte, sunt minuni clare, evidente pe care le-am trăit noi sau alții apropiați de noi. Am menționat vindecări neașteptate sau dorințe îndeplinite în urma unei rugăciuni. Dar aceste minuni trebuie să rămână discrete, tainice. E adevărat că sunt credincioși care atunci când sunt întrebați despre ele și au încredere în celălalt, le mărturisesc, vorbesc despre ele. Dar de regulă ele trebuie să se consume într-un registru discret. Și tocmai de aceea am să mai fac o scurtă paranteză. În alte religii și culturi ale lumii, eu mă gândeam la spațiul oriental, în hinduism, în budism, în șintoism, apar și acolo minuni. Dar de fiecare dată un maestru spiritual cere discipolului atunci când vede o minune să o treacă cu vederea. Să nu o ia în, seamă, în sensul că nu are nevoie de probele acestea concrete pentru a merge pe calea desăvârșirii mai departe și a Cine dobândește grație unui nivel de spiritualitate puteri neobișnuite cum sunt cele descrise de pildă de Patanjali, Yoga, Sutra în capitolul despre acele puteri miraculoase, Siddhi cine le dobândește și face spectacol cu ele este un farsor, este un mincinos, este un om care va decădea de la nivelul spiritual. La larga a categoria a just... a șarlatanilor. A șarlatanilor, exact, a celor care oferă spectacol într-un spațiu public înșelând oamenii, oamenii, să spunem, mai puțin educați și creduli. O scurtă paranteză, Vă rog. pentru că un creștin ortodoxist, de exemplu, accentuez, se va crispa. Deja a făcut-o ascultându-vă vorbind despre minunile petrecute în hinduism. În general, Sunt se tăi. crede că o minune este apanajul sferei creștine și, până la un punct foarte avansat, chiar așa este, evident. Dar, de ce l-am putea limita pe Dumnezeu, care este omniprezent, care este. Evident, reperul oricărui om religios din lume, de ce l-am limitat sau i-am limitat voința subtilă de întărire în credință, de convertire uneori a unora prin posibile miracole apărute și în alte spații, nu? Cum i-ați explica unui om care nu acceptă minunea în alt spațiu decât cel? ortodox. -aș spune. Pune, foarte bine ca profesor, aș recomanda o bibliografie de istoria religiilor care prezintă evoluția religiei de la formele primare, Emil Durkheim, animismul, totemismul, le descrie în formele elementare al veții religioase, până la religiile contemporane. Și atunci, în lucrările respective, el va vedea înregistrările unor etnologi, a unor antropologi, pe teren, mărturiile unor oameni din comunități tradiționale, exotice, îndepărtate, mărturii din secolul XIX, prima parte a secolului XX. Care aduc în atenție și fapte neobișnuite, care contrazic, depășesc cumva legile naturii, așa cum le înțelegem noi. Deci sunt și acolo minuni atestate. Știți A... ce v-ar spune un astfel de personaj? Vă rog, vă va cita niște cuvinte și diavolul face minuni. Mi-ați citit gândul, asta doream să spun, că un element comun în toate religiile și tradițiile, Judaism, Islam, creștinism, este faptul că, cel rău, sub nume diferite, lucrează în lume, folosindu-se deseori de minuni. Special pentru a-i câștiga, a-i aduce de partea lui pe oameni, a-i transforma din oameni credincioși în oameni creduli, care vor... În oameni, nu mai superstițioși. oameni superstițioși. superstițioși. Dar atunci când citești, de pildă, în să spunem așa, în istoria religiilor a lui Mircea Iliade referințe foarte precise la oameni validați cultural și spiritual în tradiții exotice și îndepărtate din Asia cu privire la existența unor minuni, când citești mărturile unor, chiar a unor călugări creștini și a unor uh, călători în aceste zone care au participat la minunile respective. Abia acestea nu sunt credibile ai cum pentru să, creștini. Exact, să nu spui da. un semn de întrebare. Sigur. Nu sunt toate legate de, de prezența celui rău. Și mai e un aspect foarte, foarte important din punctul meu de vedere. Elementul comun că aceste minune, aceste puteri neobișnuite pe care un om care alege calea ascetică a inițierii și a desăvârșirii spirituale, aceste puteri pe care le dobândește, nu trebuie să fie făcute publice. publice, trebuie să fie discrete. Ele invită până la urmă, din punctul meu de vedere, la o analiză fenomenologică și comparativă, să vedem în alte culturi, alte religii, cum funcționează ele și prin ce anume vine creștinismul și aduce o noutate monumentală, ultimă, desăvârșită. Și e vorba de minunea minunilor, de nașterea fiului lui Dumnezeu, nu? De Iisus Hristos, Dumnezeu și om deopotrivă. Și cum spune Mircea Iliade, cum scrie în oceanografia lui, după nașterea lui Iisus, minunile, el spune miracolul, dar cu sens de minune Sigur. acolo, spune devine irecognoscibil, Nu mai are loc prin Co contrast prin diferență are loc prin contact. Pentru că Isus este și om, și atunci minunea are loc în natura noastră umană, în viața noastră, și trebuie să o decriptăm acolo. În vechea Grecie, de pildă, aparițiile pe care le avem ca să legitimăm cele spuse cultural în Iliada Odiseea, aparițiile unor zei, nu? A unor divinități de la Zeus până la Hades sau în mitologia nordică, Votanodin, Loki, Thor sau în mitologia hindusă, în Ramayana, Mahabharata, aceste epifanii ale zeilor șochează în surprinde și ele au loc printr-o diferență esențială. Se manifestă o diferență esențială între noi, oameni, și ei, zei. Deci există, cum să spun, contrastul, există șocul formidabil. Pe când, atunci când avem de a face cu prezența Mântuitorului, el având uh, trup uman, minunea are loc altfel. De subliniat că nu echivalăm în absolut niciun fel și în niciun punct mitologiile care sunt în afara sferei Revelației creștine da. cu Revelația creștină în sine. Cu certitudine, e bine că ați spus E important aici. lucrul acesta pentru că Sigur. nu se poate altfel și, ca să spun așa, realitatea ne constrânge la asta. Dar ați subliniat un lucru important, cred că ați vrut să atrageți atenția asupra unei relații dintre asceză, acest efort de transparentizare a omului care e prezent în toate zonele lumii, uh -huh. această asceză, orientată, evident, spre, spre cer, ca destinație a sufletului nostru și a cetățeniei noastre viitoare, suntem cetățenii ai cerului sau în orice caz vom fi, de minune. Așadar, minunea este atrasă, evident, de credință și de efortul de a trăi această credință într-un mod ascetic. De aceea, posibilitatea de a apărea o minune și în alte sfere religioase e fundamentată, cred, pe această asceză prezentă în toate sferele lumii. O avem în creștinism, de pildă? În creștinism este evident, fonda fundamentală. Și să da. dăm un exemplu. Avem Patericul, da. avem Cărți ale Sfinților, nu? hagiografii, Vețile Sfinților, Absolut. unde discipolii asistă la o minune în ceea ce privește manifestarea credinței unui o minune avac. este mâna Harului. Lui Dumnezeu. Sigur, a vorbim despre creștinism. Harul este în creștinism prezent, în mod clar, prin revelație, știm asta. Dar Dumnezeul care există pretutindeni îl ajută pe omul de pretutindeni. Exact. Păi, în Pateric sau în alte lucrări din creștinism, Ava Sisoie, de pildă, în genunchează, se roagă și când discipolul intră în chilie, el vede asemenea unui stâlp de lumină, da, de foc, exact. arzând. Este lumina harului lui Dumnezeu, lumina necreată care îl înconjoară și care îmi spune mie, din moment ce devine vizibilă pentru ochii Discipolului, înseamnă că acel Discipol a ajuns la un grad de asceză foarte înalt, de înduhovnicire, de trăire autentică și merită să vadă așa ceva. Avea ochii de văzut, acei ochi de văzut. Exact, avea ochii da. de văzut. Iar acel Ava, acel călugăr care atinge pragul de deși este izolat, trăiește cu discipolii în singurătate, el este totuși mai prezent decât Orice alt om în mijlocul lumii și ajută lumea. Cei care merg la el să-i spună un necaz, nu, să se confeseze. Uneori nu au nevoie să vorbească pentru că acel om le citește gândul știe pentru ce au venit. Le spune el pentru ce a venit. Și asta e o minune. Asta e o minune și e o provocare pentru tine să-ți poată spune așa ceva. Înseamnă că are încredere, că vede greuntele de credință din sufletul tău și are încredere că vei înțelege. Lege și te vei schimba. Sunt, cum să spun, întâmplări dramatice în viața unor oameni, a unor oameni care au păcătuit și care s-au schimbat în urma întâlnirii cu un, un om în da. cu un preot, cu un călugăr, cu un om care uh, realmente uh, trăiește această putere Dumnezească și uh, știe să-i facă față, și care are autoritate, Evident? de multe feluri, fondată în autoritatea morală. Ori autoritate morală există sau poate exista pretutindeni, ea este dată de starea de curăție a inimii, în creștinism vorbim în primul rând despre asta, de curăție inclusiv a trupului, care este în felul acesta pregătit prin asceză de către unii în grade diferite, evident da, și da. de noi încercăm lucrul acesta, mai ales în această perioadă de post. Domnule Gavriluță, revenind la sfera biblică care ne interesează în mod special în cadrul acestui dialog, să folosim metafora peșterii. Nu contează platonică sau de altfel. În peșteră este mult întuneric. Să asociem peștera cu lumea simțurilor și lumina cu minunea care intervine uneori. Cu alte cuvinte, există o lume a luminii, o lume în care putem vedea lumina, cum ați exemplificat chiar din Pateric, în cazul vieții unor oameni. Există însă o majoritate a oamenilor care trăiesc în peștera simțurilor. Nu trebuie să ne ferim de asta, noi toți trăim în această a simțurilor și în perioada de post încercăm să ieșim din ea, să să accedem treaptă cu treaptă în perioada postului spre un tip de rafinare că ne mobilizăm lăuntric și în această stare pe care ți-o conferă postul, ești mai deschis la a accepta multe lucruri la care în general nu te gândești. Întrebarea este cum să traduci celor din această peșteră a simțurilor, această stare de jos, Lucruri care vin din starea de sus. Există o stare de sus a luminii și o stare de jos în care ne aflăm noi. Și să ne gândim la minunile făcute de Hristos, învierea fiicei lui Iair, de exemplu. Să nu mai vorbim de învierea lui Lazar după trei zile de la moarte, intrase în putrefacție. Mm -hmm. E multă lumină în aceste minuni. Nu e sigur că au înțeles toți. Martorii despre ce a fost vorba acolo, dar majoritatea au spus că, sigur, omul acela nici nu vorbește ca un om când l-auzeau pe Hristos vorbind, iar minunea în sine a constituit cumva o erupție de lumină pentru ei. O șansă de a comunica celor care trăiesc astăzi în peștera simțurilor, pentru că aceasta e întrebarea, nu? Da, a spus-o, este aceea de a le prezenta exact ceea ce a spus dumneavoastră de a le prezenta din Noul Testament și din tradiția creștină anumite texte care aduc în discuție în mod explicit aceste minuni ale Mântuitorului. Asta înseamnă că omul care trăiește în peștera simțurilor are totuși în sufletul lui o minimă curiozitate. Dacă are mintea educată, s-ar putea să fie dominat de gândirea critică și de îndoieli. Și nu i rău, îți pune întrebări, porți un dialog și apostolul Thomas s-a îndoit. Sigur. Asta nu înseamnă că era necredincios. Sigur, nu era, evident, nu putem vorbi de necredință. Ei bine, o cale este dialogul cultural, dar dialogul cu un om care a citit, a citit cu bună credință aceste texte. O altă cale este cea pe care o oferă preotul în Biserică. Liturgia, prezentată de un preot care are autoritate și respect, poate să. Determine să încolțească semne de întrebare, mai ales în perioada postului, celor care uh, sunt dominați de întunericul din Peștera Simțurilor. Întrebări fertile, da? I-ați spus altfel. în mod platonician, așa, Peștera Simțurilor. Da. Pentru fiecare om există încercări, adică posibilitatea de a se depăși pe sine, de a-și depăși în sens bun condiția lui umană. Și oricât ar fi el de indiferent religios sau de atei, atei nu prea avem, mai ales dacă știți bine vorba populară, dacă avem și cu tremure la 6 grade în sus, păi dispare, pierde orice urmă de ateu din Chiar România. Chiar și după 5,5. <laughs> Să zicem, de acord. Bun. Ei, omul acela, dacă încearcă să se depășească, să-și pună anumite întrebări, să privească la colegii, prietenii sau cei din familie care postesc, care pun preț și pe o altă valoare decât pe valoarea, eu știu, trupului, nu? A bucuriei, a hedonismului, a plăcerilor, Sim. atunci se poate întreba de ce, ce s-a întâmplat, ce semnificație are perioada postului Pascal. E bine, dintr-un alt punct de vedere, se mai poate uh, atrage atenția acelui om explicându-i ceva din viața lui personală. Uh, oamenii de regulă vin și vorbesc cu tine, se confesează. Și atunci când o fac, o fac unii dintre ei, mie, studenții sau cei pe care i-am în conferințe publice, aduc în discuție, în 99% din cazuri, problemele personale. Durerile sufletului, bolile trupului. Asta Și e bine, e firesc. E bine, e un pas extraordinar. <coughs> Și atunci tu, ca profesor, poți să faci al doilea pas, să <coughs> intri în dialog cu el, și să-i explici, atât cât este cu putință, că ceea ce, ție, ceea ce ți se întâmplă ție în viață, în rău sau în bine, dar vorbim de rău pentru că omul atunci simte durerea, când are boală, necasul, nu e întâmplător. Este consecința unor gânduri, a unor trăiri, a unor. Afecte personale, patologice și mai ales a unor comportamente față de tine însuți, față de părinți, față de bunici, față de semeni. Deci, nu întâmplător ceea ce ni se întâmplă. întâmplarea, întâmplarea nu întâmplătoare, cum ați spus mai înainte, totul are semnificații ascunse și atunci trebuie să găsim rostul, înțelesul de ce s-a întâmplat și, mai ales. Să ne schimbăm, să ardem, să spunem, acele etape negative din viața noastră, prin fapte bune, prin gânduri care să ne nobileze și prin fapte care să-i ajute pe ceilalți. Există întotdeauna o cale, știm bine, tălharul din dreapta lui Isus, tălharul, da. nu un om obișnuit, a găsit calea mântuirii. Avem fiecare dintre noi. Aș mai vrea să completez tabloul creștin al minunilor cu o exegeză foarte convingătoare, eu zic exhaustivă, pe care în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Calinic, a realizat-o... Al un... Sucevei. Al Sucede. Acum, atunci era al, al, Iașilor, nu era arhiepiscop, era preot vicar la noi. Episcop la, vicar. Episcop vicar. la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Da, într-o lucrare din 2017, publicată la Iași, la editura Polonia, el prezintă revelațiile uh, Sfintei Trăimi în Scriptură și face un inventar al lor pe care vreau și eu să-l prezint și plecând de aici să dialogăm. Concis, vă rog. Concis. 157 de minuni avem în Sfânta Scriptură. Sunt minuni săvârșite de Dumnezeu în Vechiul Testament. 42. Minuni veterotestamentare, săvârșite de Dumnezeu prin mijlocitori, și este o listă întreagă de la Moise până la David, Daniel, Iosua, sunt 56. Minunile Sfintei Treimi, 8. Minunile Mântuitorului asupra naturii, 9. Asupra oamenilor, 22 privind învierea din morți, deci toată oamenilor, dar cu scopul direct al învierii din morți, 3, minunile Mântuitorului asupra lui însuși, 3, interesant, și minunile săvârșite de Isus prin sfinții apostoli, <coughs> Petru, Anania, Filip, Pavel sunt 14. Total 157. Zâmbesc Ce puțin întrucât o astfel de inventariere finalizată în niște cifre, bineînțeles că trebuie luate cu absolută încredere, pentru că vorbește Sfânta Scriptură, practic în ceea ce a spus mai devreme, dar să ne amintim că în Sfânta Scriptură sunt înregistrate doar o parte exact. din lucrurile petrecute în mod sintetic. O spune mm -hmm. chiar Apostolul Ioan: N-ar fi încăput cărțile în această lume dacă s-ar fi așternut în ele tot ce a făcut Isus cu adevărat. Dar, dincolo de asta. Evident, găsim o abundență de minuni, asta e ideea cred, pe care ați vrut să o transmiteți, în spațiul biblic, care este spațiul privilegiat al revelației. Exact. Da. Și fiind vorba de Fiul lui Dumnezeu, de Isus, persoana Sfintei Trăimi, și El asumându-și condiția umană, nu? pătimind, fiind răstignind și înviind, transfigurând-o, Minunile se răsfrâng, e clar, asupra omului, dar a și asupra veții lui, asupra Sim. lumii lui, asupra naturii, asupra cosmosului. Este motivul acesta dezvoltat de Mircea Iliad al creștinismului cosmic, care pătimește, moare și reînvie urmând drama mântuitorului. Deseori, minunile au repercursiuni, cum am spus, și asupra naturii, și asupra cosmosului, și mai ales asupra, asupra oamenilor. Se petrec este mutații. ceva mutație și ceva singular, pentru că cel care face aceste minuni este Fiul lui Dumnezeu, fenomen absolut unic în istoria umanității. E bine că ați precizat lucrul ăsta, exact așa stau lucrurile în realitate. Revelația aruncând lumină asupra acestor minuni înregistrate, cum spuneam, în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție. Minunile ale Sfinților, n-am putut vorbi încă despre ele. Nu doar minunile receptate în Sfânta Scriptură sunt, sunt reale, ci ele continuă, cum spuneam până astăzi, pentru că și astăzi există oameni Sfinți și astăzi, poate chiar în momentul în care noi vorbim, cineva a fost... Să spunem așa, subiectul unei minuni, cineva s-a vindecat în acest moment, cineva a fost salvat într-un mod miraculos și așa mai departe. Bineînțeles că apare o problemă mai greu de șifrabilă pentru rațiunea noastră: De ce minunile se produc doar în legătură cu unii oameni, alții nu beneficiază de ele, e și marea problemă pe care unii o traduc greșit prin faptul că rugăciunea unora este ascultată sau altora nu. Bineînțeles că nu e vorba despre asta. Dumnezeu ascultă toate rugăciunile, dar înțelepciunea divină și în lumea înțelepciunii divine logica noastră omenească evident nu valorează foarte mult. Există un sens în toate și o minune nu înseamnă apropo de asceza care le-ar putea preceda și o viață cu deschidere spre ele, o minune nu este apariția încă unei halbe de bere pe masa pe care mai ai cinci, uh -huh. nu te poți ruga pentru asta. Minunea reală e o minune greu recognoscibilă și v-aș invita să vorbiți despre asta, irecognoscibilitatea minunii. Deci minunea nu e pe tarabă, minunea nu este un spectacol la un bâlci. Hristos atrage atenția asupra acestor lucruri. Kierkegaard spune, cităm un lucru comun, Dumnezeu nu e ca un papagal roșu în piața publică. Deci, Dumnezeu nu ne constrânge prin minuni să credem. Minunile exact. sunt chemate de credința noastră, care înseamnă deschiderea noastră spre harul acesta. Care Dumnezeu oferă omului. Și așa cum mergea Iliade, pentru că am făcut trimitere la el ca să completez tabloul acesta cultural al unor autori foarte importanți care s-au ocupat de subiect, spune că nu este obligat Dumnezeu să ne livreze la cerere aceste minuni, și mai ales în, așa cum le așteptăm noi, sub chipul pe care noi oamenii îl dorim. Dar minunile au existat, există și vor exista. Ce nu există în momentul de față, nu există ochi ai credinței, ochii ai luminii interioare care să priceapă, să descifreze aceste minuni. De exemplu, o minune poate fi și un ghinion pe care îl ai, un rău mai mic care Aparent ți se întâmplă. Ghinion. Aparent ghinion. ghinion pentru că el te ferește de o catastrofă, de ceva ce ți s-ar fi putut întâmpla și e realmente, să spunem, o minune. Ai ghinionul, de exemplu, rând. să pierzi avionul care urmează să se prăbușească. Da. Sunt e. atâtea cazuri Mulțumesc de oameni că ați dat care au trecut un exemplu de, de genul acesta, sigur că da. Apoi, mai este un aspect. La Lourdes, de pildă, la mediugorie, la fatima, vorbim de spațiul creștinismului catolic de data aceasta, sunt acele. Faimoase apariții mariale, acele hierofanii, manifestări ale fecioare Maria, și există pelerinaje anuale, milioane de credincioși care merg, unii dintre ei vin cu mașini, cu trenuri, mă rog, cu mijloace de transport și sunt foarte bolnavi, nu pot nu stau pe un scaun cu rotile, nu pot merge sau au paralizii, diferite forme de handicap. Unii se vindecă. În urma rugăciunii, acolo, la acel, în acel spațiu... Unii pleacă sacru. fără cărucior. Unii pleacă fără cărucior și sunt mărturii, iar alții pleacă cu căruciorul, cum au fost. Dacă mă întrebați pe mine ca om, eu cred că esențialul stă în ceea ce Dumnezeu dorește și ceea ce nu putem ști, că nu niciodată nu o să surprindem gândirea lui Dumnezeu în totalitate. Poate ghicim, înțelegem ceva din ea, dar niciodată în totalitate. Dintr-un alt punct de vedere, e posibil ca omul respectiv să aibă o credință ferventă, autentică. Pentru că știm din Noul Testament că Isus înviază din morți, dar vindecă și femeia cananiancă, nu? Sigur. Care era considerat atunci ca... O vindecă moral. Parte, o vindecă moral, ca făcând parte dintr-o altă seminție, nu era agreată. Iisus ajută pe unii bolnavi de lepră să se vindece, deși era un tabu al vremii să nu te apropii de leproși. Moral și sufletește, vindecă pe vameș care l-a găzduit, deși nu trebuia, conform uh, cutumelor timpului acela, să onorez cu prezența ta casa unui vameș. Așadar, minunile intervin într-un mod surprinzător, neașteptat, după o altă logică decât cea divină. Sunt autori acum care spun așa, și vreau și în registru acesta să discutăm un pic că unele din aceste minuni vechi sunt astăzi explicate de știința modernă, că sunt descoperire ale biologiei, ale geneticii, descoperire ale fizicii, ale fizicii cuantice și nu numai, care explică unele fenomene pe care noi inițial le consideram miraculoase. Poate. Dar ele rămân miraculoase. Contează mai puțin că există și o explicație colaterală. Exact. Da. Și aceasta, ex a spus bine, este o explicație care nu surprinde niciodată esența. Uh, fenomenul, de pildă, să dau un exemplu pentru telespectatorii noștri, în Dumnezeirii Trupului Sfinților Creștini, nu? Sfintele a Moaște. Sfintele Moaște, neputrezirea Trupului, în Dumnezeirea Lui fenomenul transformării trupului lui Ava Sisoie și altor sfinți în coloană de lumină, fenomenul, să spunem, levitație în timpul rugăciunea unor sfinți, Sfântul Giuseppe di Copertino, 1600-1663, este Sfântul Zburător. Toate acestea nu pot fi negate de absolut nimeni pentru că sunt mărturii serioase ale reprezentanților bisericii, ale credincioșilor, ale oamenilor din diferite locuri ale lumii. Și aceste minuni nu vor fi, cred eu, fi minuni niciodată înțelese de către mintea umană și explicate de către știință. Nu cu știința știința se apropie și cum să spun, dacă nu strivește corola de minuni a lumii, atunci Sporește într-un fel anume misterul, îl, îl amplifică, cum face fizica cuantică asta, spune: Lumina e undă și corpuscul de potrivă. depinde de starea ta, de implicarea ta, un univers anume, îl poți crea prin gândul tău, prin simpla ta prezență, o altă lume. Păi, astea sunt, to toate acestea sunt elemente care te trimi cu gândul la spiritualitate, la religie și inclusiv la, la aceste minuni. Deci, misterul se amplifică, ori zic eu așa, oamenii de știință veritabil, chiar și laureații Nobel ar trebui, spun asta pentru că au făcut unele declarații pe lângă fenomenul religios și spiritual, care n-au nicio legătură, ar trebui să respecte acest inefabil al minunii. Eu cred că al mulți o fac. Spirului. Mulți o fac, din fericire. Dar sunt și declarații a unor oameni de știință foarte cunoscuți, care cad pe lângă. Și pe mine nu așa mă impresionează cum există așa. cum oameni din spațiu teologic, care Fac multe declarații pe lângă. Asta arată că, și de o parte, și, și de, alta, de alta, există mediocritate, există înălțime spirituală. În general, știm asta de la alții, nu de la noi, când ajungi pe o treaptă spirituală mai înaltă, și inclusiv culturală, contradicțiile se micșorează. Înțelegi că e vorba de mult mai mult decât se vede, înțelegi că lumea spirituală energetică, cum o numesc unii în mod sumar, da. există, e o realitate, că cele nevăzute sunt la fel de concrete ca cele văzute, de aceea avem și aceste cuvinte reale. Cred că în viața fiecăruia, fie că este premiat Nobel, fie că este un om simplu, există o cale a Emausului, o cale pe care ai șansa să ți se deschidă ochii, ochi care se deschid la impulsul pe care îl primești prin credință. Crezând, aduci un plus în viața ta, în cunoașterea ta. E foarte important lucrul acesta. Cei care nu cred, nu știu cum e să crezi. Da. Ceea ce firește, rămâne de cucerit pentru Și rămâne tare. întrebarea da. lui Umberto Eco, în ce cred cei ce nu cred? Da, da inclusiv. În ceva, nu? în ceva trebuie să creadă. Ei fetișizează un lucru mundan o realitate din lumea noastră o transformă în absolutul veții lor un mă rog, Ipostază... surogat de absolut ipostaze da. second hand ale absolutului, da, da, cum le da. am spus eu cum am, cum am dialogat cu un coleg de-al dumneavoastră și le-am numit dar să mai aducem un exemplu nu putem uita de el și uh, mi-a revenit acum în minte o altă minune în creștinism excepțională, unică, inegalabilă, orice minune Senior. este unică în felul ei, dar este minunea uh, care se întâmplă la sfântul mormânt în noaptea învierii. Da? Aprinderea da. luminii, a candelelor. Știm foarte bine că este atestată istoric: că au fost martori care uh, au fost atei, martori care aveau alte credințe, alte interese de de altă natură, ca nu ne neapărat de natură religioasă, spirituală și de natură politică. Au existat situații de genul acesta în istorie și cu toate acestea întotdeauna la Sfântul Mormând, lumina s-a aprins. Atunci când credincioși și ortodoxi, cred că în secolul XII, dacă mi-amintesc exact, nu au avut acces în interior, lumina a pogorât din cer și a fulgerat stâlpul din stânga de la intrare. Am fost acolo și l-am văzut. Ori eu cred că un om de știință e educat în manieră pozitivistă, dacă este onest, atunci când stă de vorbă cu sine însuși, ar trebui cel puțin să-și pună întrebări. Am citit că au fost chimici și fizicieni care explicau într-un registru scientist, evident de un simplis revoltător, fenomenul de acolo. Ceea ce, evident, nu era credibil nici pentru colegii lor serioși, era explicația... cu atât mai puțin pentru, pentru da. oamenii obișnuiți. Era explicația la care aveau ei Acces. Explicația Accesul la care are multe grade, Bun, evident. Dar în mod corect și onest, atunci când vezi că răspunsul nu este mulțumitor pentru ceilalți, nici pentru tine, mergi mai departe, călătorești pe drumul Emausului, poate că la un moment dat vei avea șansa acestei întâlniri și acestei înțelegeri. Așa este, domnule profesor. Ne-am apropiat de sfârșitul acestui dialog. Mai am în minte o imagine... Minunile își au sorginte așadar, în mod paradoxal, în lumea celor nevăzute, dar și în noi, pentru că spune Hristos, împărăția este înăuntrul vostru, acolo se înfiripă și crește arborele bogat al credinței, mm. care cheamă minunea uneori. Sigur, n-am apucat să vorbim despre asta. Minunea, oricare dintre minunile reale, nu este provocată vreodată, sau nu este posibilă vreodată și nu s-a întâmplat niciodată fără o rațiune profundă. Repet, am dat un exemplu banal și aproape comic, nu te poți ruga uh, să se facă o minune pentru a satisface tu o poftă sau uh, un lucru care ține de derizoriu. Toate minunile au legătură cu cele mai profunde lucruri din oameni, pentru unii, evident, e vorba de salvarea vieții, de sănătate, dar sunt multe alte minuni tainice, discrete, inclusiv vindecarea cuiva de tristețe printr-un cuvânt bun și luminos. E și ea o minune. Prin întâlnirea cu un om deosebit, prin cu lectura un om. unor pagini minunate dintr-o carte, prin ascultarea unei muzici, printr-un fragment dintr de la liturgie care îți rămâne în minte, printr-o rugăciune... Sigur. Toate acestea deci, se întâmplă da. și ele, într-adevăr, sunt prezențe ale cel, al celui nevăzut ale lui Dumnezeu în viața noastră. E ceva cât se poate de profund, sensibil și delicat. Și noi putem, într-un dialog e, intelectual să aducem în discuție tema aceasta a minunii, dar niciodată nu vom putea înțelege. Profunzimea, Rațiun profunzimea minunii, rațiunea adâncă de care vorbeați se referă nu la o putere de argumentare logică pe baza gândirii aristotelice de pildă a acestor minuni. Nu, ele sparg toate canone, canoanele logice obișnuite. O minune anulează principiul identității, a non a terțului exclus. O minune vine cu datele spirituale, profunde, iraționale, cum ne spuneau Rudolf Otto, care și-au toate sorgintea în lumea de dincolo, în ținutul celor nevăzute și vin în lumea noastră. Mai precis, supra -raționale. Supra -rațional. să alegem această nuanță. Da. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, că întotdeauna ați descris lucrurile într-un mod sui generis, recognoșibil, aș spune, în cazul dumneavoastră, <laughs> într-un mod profund și ramificat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru onoarea de a mă invita și pentru dialogul pe care împreună l-am purtat. Vă mulțumesc și eu, doamnelor, domnilor și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată a acestui dialog și vă îndemn pe urmele invitatului meu să deschideți larg ochii aceia ai credinței, pentru că minunile sunt mai frecvente decât suntem tentați să credem. Important e să fim deschiși spre lumea celor nevăzute, să le aducem în viața noastră prin rugăciune, printr-o minimă asceză, e un lucru care ne face profund bine. Iar în contextul postului în care ne aflăm acum, sunt absolut firești aceste acte de mobilizare lăuntrică și nu cred că e departe niciodată de noi o posibilă minune la revedere